cumpărat o rindea și un fierăstrău sabie de la Bosch amândouă. Și în punga asta aici am mai cumpărat încă o pânză pentru debitat lemn și metal. E mixtă. Hai să desfacem întâi rindeaua. Să vedem cum arată. Aici are un sigiliu. Trebuie tăiat cu un cutter. Așa aici. Deci avem manualul de instrucțiuni. Și asta este rindeaua. Este modelul PHO 1500. Avem un cuțit reversibil, o talpă metalică. Este destul de bine lucrată. Pe aici putem să conectăm un adaptor pentru aspirator, pentru rumeguș. Avem aici roata asta de reglare a adâncimii de tăiere. Și aici văd că mai este o cheie imbus, o cheiță imbus pentru desfacerea cuțitului. Să o pun la loc să nu o pierd. Deci este o unealtă micuță, dar aveam nevoie neapărat de ea în momentul ăsta. Altfel nu era o achiziție planificată în viitorul apropiat. Hai să vedem un pic unde e făcută. Nu prea se vede aici pe eticheta asta, bate soarele. E făcută în China, deci made in China. Am crezut că e făcut undeva prin Ungaria, că de obicei astea verzi sunt făcute prin Ungaria. Hai să vedem și fierăstrăul. Fierăstrăul ăsta sabie. Are și ăsta un sigiliu aici. Și avem la fel manualul de instrucțiuni. O pânză pentru lemn, tăiere rapidă. SDS. Și fierăstrăul tip sabie. Modelul PSA 700E. Hai să vedem un pic cam ce scrie pe eticheta asta aici. Deci, făcută și asta tot în China. Avem o putere de 710W până la 2700 de pendulații. Este un model frumos. Construit bine, în același stil. O carcasă încheiată bine. Avem aici întrerupătorul. Și pânza se prinde foarte ușor. Are o clemă care se dă în felul ăsta. Sper să se și vadă. Și aici prindem pânza. Hai să o și montăm să vedem cum vine.
un pic mai greu de aprins. Deci cam așa se intre și pânza, foarte ușor.